să o ați revenit pe canalul meu. Dacă vă întrebați ce se întâmplă, da, vedeți bine, sunt două broaște testoase, așa, care se plimbă prin cadru și îmi fac viața mai grea în momentul ăsta, ca să fac ideul ăsta. Da, sunt două broaște testoase, Taco și Loco, sunt broscuțele mele testoase, stai aici, nu fugi. Așa, deci sunt broscuțele mele testoase, le am de cam 6 ani și m-am gândit... Agitată, mică, hai să aici. Will you die? Hai, da. Uite, vezi? Dacă ești răuță! Vezi ce pățești dacă ești răuță! Așa, deci cum ziceam, sunt broaștele mele țestoase și le am de 6 ani. Așa că astăzi m-am gândit să fac o provocare împreună cu ele. Știți, este o provocare cu câinele mi-alege make-up-ul sau pisica mi-alege make-up-ul. Ei bine, n-am câine, n-am nici pisică pentru că stau la bloc. Dar na, am două țestoase, you know? I mean, două țestoase, poți le ții la bloc, știi? Da, și m-am gândit ca astăzi, drăguțele mele țestoase, care sunt foarte agitate în acest moment și probabil foarte speriate de mine, m-am gândit ca ele să-mi aleagă make-up-ul. Era 500 dubla 2. Băi, deci, astea sunt culmea, efectiv, încerc și eu să filmez un intro. Încerc să filmez un intro. Da? Încerc să filmez un intro. Stai aici! Întoarce-te acum! Întoarce-te! Păi, deci nu mă ascultă deloc. Deci nu mă ascultă deloc. Așa fac... dacă aveți testoase, ziceți-mi, așa fac cealaltă voastră. Păi, deci cine zice că testoasele sunt lente? Pe bune. Deci stai acum cum mă ia la fugă. Da, fii atent. Deci fii atent cum mă ia la fugă, pe bune. Adică își bate joc de mine. Uite și asta. Ok, so... Să lăsăm vorba, că văd că ele vor să înceapă, so... Let's get started! Încercăm o altă variantă de asta. De machiaj, două de la L'Oreal Paris, una este pentru porii dilatați, oh god, I'm dying, una este matifiantă și una este de la Oriflame, aceea este de la Oriflame. Ok, acum nu mai vreți să porniți. Bun, să vedem ce o să aleagă. Și parcă văd că se duce în cealaltă parte unde e super dezordine pe pat. Exact, exact. Ok. O, a atins-o, mor! Deci, asta înseamnă că avem un câștigător. Doamne, deci a fost de 5.000 de ori mai greu decât credeam. Deci, începem cu primer și Infallible Pore Refining Primer. Da, am zis bine, nu pot să cred că am zis bine. Dar l-ați mai văzut oricum pe canalul meu, pentru că e deja preferatul meu și deja îl știți. Și îl aplic pe toată fața și în zona asta, în zona... T și mai ales aici pe obraj unde am eu porii foarte mari, aici îl masez așa înăuntru. Și acum fondul de ten. Se pare că una dintre ele s-a speriat pentru că a căzut țărcuța. Și acum, da, vor trebui să aleagă. În colțul din stânga avem Wet n Wild Photo Focus, în colțul din dreapta pleci din cadru. Mulțumesc! Oh. Deci, cum spuneam, în colțul din stânga, Photo Focus de la Wet n Wild, doamne. După care, Maybelline Super Stay 24 Hours, iară pleacă din cadru, mulțumesc. Așa, după care, al treilea, adică acela, este Maybelline Fit Me și ultimul din colțul din dreapta, Dermacol. Ok, deci, pentru că nu voia deloc să coopereze, am mutat fondurile de ten și... Poate o să meargă înainte. Ok, there you go. There you go. Please, do something. Do something, I am recording. Please. Așa. Bun, deci... O să înțelegem că Wet n Wild Photo Focus și acum o să iau înainte să cadă de pe pat. Și după continuăm cu Photo Focus de la Wet n Wild Foundation, nuanța Soft Ivory. Este, cred că, singurul fond de ten care mi se potrivește gen exact nuanța. Și chiar mă bucur, adică că baza mi-a ieșit, adică sunt produsele mele preferate la bază, mai puțin la pudră, dar cam da, sunt produsele mele preferate, așa că măcar baza o să iasă mișto. Da, și îl aplic cu un burețel umed pe toată fața.
shot. One more shot, baby. Deci, cum ziceam, Maybelline Fit Me, varianta presată, aici, Rimmel London Match Perfection, după care Maybelline Master Fix, care e preferata mea, și nu în ultimul rând, o pudră liberă de la Oriflame. Băi, deci, broasca asta, ați observat, face numai stânga, deci stânga împrejur face ea. Stânga împrejur. Do something. Nu, deci va trebui să o pun așa. Come on, come on. Come on. Deci face stânga împrejur, deci nu pot să înțeleg. De ții tot la mine? De ții tot la mine? Zim tu. De ții vii la mine? De ții vii la mine? Vrei să cazi jos? Vrei să cazi și tu jos? 5 years later. There you go, baby. There you go. Come on. Come on. Like this. Să vedem ce va alege. Și a atins cu carapacea pudra de la... Iar am uitat pudra de la Rimmel London. So, Rimmel London va fi. Bun, după cum știți deja, probabil din video la Get Ready With Me, eu nu folosesc concealer pentru că nu cred că am nevoie, nu-mi încarc fața inutil. That's it, that's all. Dacă folosesc un fond de ten mai light, o să pun concealer, dar chiar n-am nevoie. În momentul ăsta simt că nu am nevoie de concealer, așa că o să trec la pudră. Mamă, deci dacă alegeau, cum se cheamă, dacă... Unde-i burețelul? Așa. Eu îmi aplic pudră acum, burețel uscat. Deci dacă alegea dermacolul, era moarte. Mai ales că acum e și super cald aici. E nu super cald, dar e căldus. Și vedeți liniile astea pe care le-am făcut bine. Eu nu prea am riduri sub ochi. S-a făcut așa o linie. De fiecare dată, înainte să setați cu pudră fața, uitați că mie mi se fac riduri de la... riduri gen la frunte aici. Și efectiv se strânge fondul de acolo. Înainte să intrați cu pudră și setați tot, mai mergeți o dată cu beauty blenderul sau cu pensula și tapotați din nou ca să fie totul neted, fără fondul de ten strâns în pliuri, după care setați. Și așa nu o să vi se mai strângă fondul de ten. Dacă vi se strânge fondul de ten în pliuri, atunci încercați să faceți chestia asta. La fel și aici, la liniile zâmbetului. Întâi netezesc, după care setez cu pudră. Și în bărbie la fel. Pentru că dacă se întâmplă să vă dați cu fond de ten și după aia să vorbiți cu cineva sau să vă luați, nu știu, să vă distrageți 5 minute, atunci chiar în 5 minute se pot crea linii fine. Uitați cum se creează și aici. Bun, acum pentru contouring, bronzer și blush o să aleg, va trebui să aleagă între seturi. Avem un set foarte interesant de la Miss Coop, care are bronzer tip contour, adică un arhat oricum, și blush. După care avem această minunată paletă de la Too Faced în ediția de Crăciun, care are un blush super mișto și un bronzer de la care mi-au ieșit coșuri, deci e perfect. După care avem un kit de la Oriflame pe care nu pot să-l deschid, așa, there you go, cu contour... cu contouring, cu pudră pentru contouring și highlighter și blush, după care avem preferatele mele, un blush de la Miss Sporty, Instaglow, bronzer de la Essence, Nuanța Light și contouring de la Ushas. Ok, there you go. There you go. Baby, you wanna make me break out? Da, Clara a ales Too Faced. Bun, și acum for contouring, voi folosi paleta asta, voi folosi bronzerul Chocolate Soleil de la Too Faced, care acum ceva timp m-a făcut să îmi iasă niște coșuri super, super urâte, pentru că, da, nu știu de ce, însă imediat, exact în zona asta, vedeți că încă mai am, nu mi-a trecut de tot, oricum o să mă duc și la dermatolog, în fine. Ideea este că sunt alergică la ceva din compoziția lui, încă nu știu la ce. Acum dacă mă dau o dată, n-o să mor. După aia oricum o să-mi spăl pensula. Dar nu știu de ce și de la ce din compoziția lui am făcut coșurile astea, care sunt exact în zona asta.
De obicei aveam coșuri pe bărbii, pe frunte, pe aici, unul, două, da, pe bărbii și pe frunte aveam de obicei coșuri. Însă acum mi-au apărut și aici și am observat că mi-au apărut, nu știu, mi-am luat asta de Crăciun, în iarnă, paleta asta. Și coșurile mi-au apărut tot așa, cam atunci. Și după aia, prin martie, când auzisem, nu mai știu la cine, nu mai știu la ce YouTuber din străinătate, auzisem chestia asta. Și eram ceva, eu stai puțin, că și eu am Chocolate Soleil și eram, hai să încep să nu mai folosesc. Și am început să nu mai folosesc și după câteva luni poza mea, doamne, fața mea și-a revenit. Adică chiar am observat în poze, știți, când mai fac poze din profil, am observat că la unele, în unele poze, gen în astea mai noi, nu mi se mai vede așa cum mi se vedea înainte, gen coșurile și... Ce? Oricum o să mă duc și la dermatolog să văd ce-i. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai folosiți bronzerul ăsta, nu știu. Ce puțin așa au reacționat cu pielea mea. S-ar putea să fi fost doar eu. Dacă mai sunt cazuri, dacă ați auzit persoane care să mai aibă aceeași problemă, vă rog, lăsați-mi în comentarii, că chiar sunt curioasă de chestia asta. Dar în rest, bronzerul e super, se blenduiește super bine, are o culoare drăguță. Puțin cam închisă pentru tenul meu, dar mie îmi place oricum să mă dau cu bronzer mai mult. Așa. Și... Da, eu știu, nu știu acum, miroase super mișto, de mirosit miroase super mișto, dar să știți că și bronzerul ăla pe care îl folosesc eu de la Essence, ăla mare, 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 așa, îl găsiți în video cu Get Ready With Me, și bronzerul ăla miroase la fel de mișto, miroase așa cocos, cumva, ciocolată. Cred că am exagerat puțin cu contouring-ul. Ei, dar... Ei, dar nu-i nimic. Bun, și acum blush. Will you marry me? That's so cute. Îmi place blush-ul ăsta super mult, doar că e la fel foarte, foarte, foarte pigmentat. Și are așa, are niște inflexiuni aurii. Deci nu este un blush mat. Și e super cute. Bun, acum sprâncene. Pentru sprâncene avem prima variantă în colț. Fard Mauve, după care preferatul meu de la Makeup Forever, Aqua Brow, după care Eyebrow Gel de la Essence, după care un creion random de la Lidl. Și acum să vedem ce o să aleagă. Deci, cu creionul nu mi-am făcut în viața mea sprâncenele. Așa că sper să nu-l aleagă. Oh nu! Oh nu! She's going straight for the crayon. Aren't you, bitch? Bun, și acum sprâncenele, partea mea preferată, și o să trebuie să fac pentru prima dată în viață sprâncenele cu un creion. Am fost ieri sau la altă, nu, am fost duminică la Lidl și m-am uitat așa random la make-up, de astea de la Sien, cum n-ai mai să pronunț, gen, așa. Da, și ăsta e nuanța, ce nuanță e asta? 10 Dark Blonde. Și e super drăguț așa, el. Să vă fac un swatch. Eu și swatch-urile, be like. El e super drăguț așa. Și chiar am zis că, băi, hai să-l încerc. Dar, oricum, e prima dată în viață când îmi fac sprâncenele cu creionul. So, bear with me. Și așa, update la sprâncene. După cum observați, nu prea mai sunt cine știe ce mov. Astăzi, când filmez, este marți, sunt făcute de duminică, deci cam așa arată. Ceea ce înseamnă că puteți risca să faceți chestia asta, dacă aveți sprâncenele blonde, pentru un festival, fără nicio problemă, pentru că în câteva zile e ca și cum nici n-ați făcut chestia asta. Ah, și eu o să încerc. Oh my god, can't believe I'm doing this on camera. Ah, da, aveam spuli și aici, doamne, ce proces. Da, mă bucur super tare că are periuță, deci creionul ăsta care are periuță e 10 lei. E fucking 10 lei și alte creioane sunt fucking un milion, care sunt exact aceeași chestie. Bine, nu un milion, dar... Oh my god. Și trasez întâi niște linii. Să nu apăs. Cel mai important e când ai un creion de genul ăsta așa, să nu apeși. Și trag niște linii fine, foarte, foarte fine. Unde văd că am pus prea mult, dau cu periuța. Fac niște linii foarte, foarte fine. După care încep să umplu sprânceana. Oh my god, I think I'm gonna need concealer for my brows.
Și acum poate cea mai interesantă chestie, și avem palete de machiaj. În colțul din stânga, Morphe 35B, după care Huda Beauty Desert Dusk, Color Festival de la Sephora și nu în ultimul rând, Masquerade de la Juvia's. Și se pare că va alege Masquerade Palette de la Juvia's Place. Va fi foarte interesant, ce pot să zic. You, cutie, yeah, you chose it. De ales stilul machiajului. Și avem prima dată half cut crease, machiajul meu preferat, cut crease, natural makeup, ceea ce nu aș vrea să se întâmple, și halo eye. Sau să vedem ce o să aleagă. Nu natural, please, the other way. Nu natural. Nu vreau natural, please. Nu natural. Oh my god, you're listening to me. So, halo eye it is. And now the eyes. Și pentru eyes vei folosi Masquerade by Juvia's Place. Și încep cu o pensulă stufoasă, random. Și iau nuanța Zobo, care este un burgundii, ceva. Și o presez pe toată suprafața pleoapei. Ah, by the way, nu folosesc bază de machiaj decât dacă vreau să mă țin machiajul 12 ore și îmi fac un super machiaj. Mi-am pus doar fond de ten și l-am lăsat așa ud, după cum vedeți, foarte pigmentată nuanța. Bun, și acum iau o pensulă genul acesta. Prima era de la Sephora, a doua de la Morphe MB46. Chiar îmi place super mult pensula asta. Așa, și iau nuanța Bori, care este un roz. Dar mai întâi voi încerca să blenduiesc cu aceeași pensulă asta. Sorry if I'm all over the place. O să încerc să mențin forma rotundă. Ah, am uitat să vă arăt ce au ales broscuțele. Broscuțele au ales Halo Eye. Yep. Halo Eye și paleta aceasta. Și vin și blenduiesc nuanța de burgundi cu nuanța de roz. Cu mișcări circulare. Cu o pensulă curată, foarte fluffy. Asta este de la Oriflame și îmi place super mult. E E01, e foarte bună. Asta și cealaltă pentru sprâncene, unghiulare, de la Oriflame sunt super bune. Restul nu le-am încercat. Și în loc de concealer o să folosesc Superstay. Asta am folosit de puțin. Da, poate că am trecut aici puțin, but hello, this is basic. I needed this in my life. Good. Și hopa, where are you going? Așa. Și exact la mijlocul pleoapei, gen unde ai ochiul dacă te uiți normal, trasez o linie cu concealer. Fondant, whatever, cu o pensulă plată. Bun. După care mă uit în sus, așa, și văd exact până unde se va imprima concealerul. Și exact acolo voi trasa o linie. Bun. Și iau nuanța Dahlia, după cum vedeți, se ia super mult pe pensulă. Și o aplic unde... Oh my god! O aplic unde am aplicat concealerul. Argint. Voi veni tot cu aceeași pensulă, cu un mov foarte intens, pe care îl voi aplica pe margini. Și voi blendui cu aceeași pensulă. Sclipici super chunky, luat random, după care ceva cu mai multe culori, tot luat la fel de random, focalizează. Așa, după care un pigment de la NYX. După care, unul de la Inglot. Stați că vine. Why are you out of focus? There you go. So you choose the NYX. Și unde o să aplic pigment? O să-l aplic exact aici unde este linia asta, ca să creez acel efect de halo. Halo înseamnă aureola. Aureola se cheamă chestia aia de la sfinți, de așa, de supra. Asta înseamnă halo. Bun, și acum avem eyeliner și avem prima dată
De la NYX, din gama Vivid Brights, nuanța Vivid Escape, după care No Eyeliner, după care avem Sleek Ink Pad, care se folosește cu o pensulă, preferatul meu, și în ultimul rând, de la Oriflame, din gama Very Me, un albastru sidefat. Să vedem ce va alege. Pam, pam, pam. Se pare că... Opa, se gândește. She is thinking. Da! Deci, ce vei alege? Ce-a fost asta? Da, deci Oriflame rămâne. Come on, baby, there you go. Aici. Hai, alege unul, oricare. Just decide, don't come to me. Ah. Bun, deci îl alegi pe ăla, da? Eyes wide open. Mersi că ai venit în cadru. Ok, deci acum avem mascara și avem prima dată. Better Than Sex de la Too Faced, No Compromise de la Oriflame, Eyes Wide Open de la Oriflame și 5-in-1 Wonderlash mascara de la Oriflame. Și ele se duc într-o cu totul altă direcție. Trimelurile de la Oriflame. Cam numai de astea folosesc. Băi, cel mai important e pensula la un rimel, așa că dacă ați găsit la un rimel scump pensula, și vă adică o pensulă care vă place, luați-vă unul de ăsta așa mai ieftinuț și folosiți pensula, pentru că conținutul e cam același, mai puțin alea waterproof, știți? Și acum, setting spray. Și avem, bineînțeles, All Nighter de la Urban Decay, de la Makeup Revolution Pro Fix Oil Control Fixing Spray, și de la Avon Mark Magic Prep and Set Spray. Și se pare că alegi Makeup Revolution sau Urban Decay All Nighter. Hey! Makeup Revolution sau Urban Decay All Nighter? Come on. Which one? Ok, deci All Nighter va rămâne. Bun, iar acum highlighter și va avea de ales între Alchemist Palette de la Kat Von D, un highlighter random de la de la Technique, Get Gorgeous. Acum am observat că am blitzul pornit, great, poate o să vadă mai bine, așa, și highlighterul din paleta de la Too Faced, adică acesta. Da, so, let's see what she will pick. Come on, baby. Okay, baby, so what are you choosing? Opa, se pare că se îndreaptă spre Get Gorgeous. Yep, and that's it. Ăsta rămâne, Get Gorgeous. Bun, și cât mi se usucă... Doamne, cât mi se usucă genele. Highlighter și setting spray. Sper că nu mi s-a împins emailul. Și highlighter de la Get Gorgeous Technique, nici nu știu. Și e foarte dusty așa. În rest e ok highlighterul ăsta, doar că e foarte dusty. Come on, show up. Adică el apare așa și e foarte deschis. Do you see it? Or not yet? Și avem aici de la Catrice, Lash Couture Smokey Eyes Volume Lashes, după care avem Vivi Lashes, după care avem niște gene absolut random, foarte ieftine, dar care îmi plac foarte mult. Așa, și nu în ultimul rând, avem de la Melchior, cică Natural Look, ce scrie, Party Time, care arată ca niște aripi. Și broaștele din nou pleacă la naiba. Come on. There you go. There you go, choose. Just choose one. Come on. Hi. Come on. Just choose one. Mergem cu Catrice?
cu Catriz sau cu Vivi Lashes? Ok, deci Catriz va fi. Și acum Gene. Să zicem că lucrul ăsta a luat o întorsătură, asta de la Catriz. Să zicem că lucrul ăsta a luat o întorsătură foarte edgy, așa, pentru că e kind of extra even for me. Îmi credeai că ai terminat de filmat partea asta cu braștele și ți-amintești că mai ai rujurile. Da, deci, la stânga, Glam Kitty, focus. Glam Kitty, o nuanță super turbată, roz, mat, după care Kat Von D, nuanța Roxy, mat, de asemenea, un gloss roșu de la Cargo și Vivi Lashes, un și Vivi Lashes, ruj mat, nude. So, let's see what she will pick. There you go, baby girl. There you go. Come on, come on. Hai, orice ruj. Orice ruj, baby. Orice. Ok, so, se pare că avem un ruj nude. Asta este lucrul final. A ieșit puțin mai unexpected așa și da! Sper că v-a plăcut acest video. Dacă